Microfonul criticului literar Simona Preda, care are la dispoziție aproximativ 8 minute ca să vă convingă să citiți această carte. Pentru că, în primul rând, o lansare de carte este o pledoarie pentru carte, așa că voi încerca să fiu succintă și să vă conving în 4 pași de ce ați trebuit să citiți această carte. În primul rând, pentru că e o provocare de political correct. Este scrisă de o femeie, o carte despre o femeie. Ei bine, ești tentat să crezi că există multă empatie și solidaritate cu personajul principal dintr-o senzație de feminitate, feminism, dar Melanie Benjamin nu este la primul roman istoric. Scrisese deja Lebedele de pe Fifth Avenue în momentul în care a publicat această carte. Era familiarizată cu ceea ce înseamnă ficțiune istorică, memorialistică, documentare de jurnali și, în ultimul rând, este posesoarea unui mare talent literar. Așa încât îmbinarea surselor, raportarea la realitatea istorică și micile artificii literare nu erau deloc străine. Așadar, avem în față o scriitoare de forță, o scriitoare care nu încearcă acum, nu bâșbuie prin literatura ficțională, istorică, cu un nou roman. Din potrivă, este un roman bine scris. Altceva ce mi-a tras atenția și care este una dintre piețele de greutate ale cărții este pendularea în timp. Avem, romanul debutează cu un moment din 1970, se întoarce în timp până 1920, are momente în care povestește despre intrarea Americii în al doilea război mondial, despre ce se întâmplă în momentul în care Germania este sub Hitler. Deci, scriitora se joacă cu aceste momente istorice cu o lejeritate în care implică personajele însă fără a pactiza, fără a solidariza cu ele, din potrivă le aruncă într-o scenă în care sunt lăsate libere să se dezvolte și le construiește admirabil din toate punctele de vedere. În al doilea rând, de ce am citit un roman despre o femeie scris de o femeie? Pentru recuperare istorică, pentru că, așa cum a spus și criticul literar Dana Corvan, pe site-ul NASA, Ann Lindbergh este prezentată în primul rând ca fiind soție a cuiva și apoi o identitate proprie. Așadar, această femeie merită recuperată prin ceea ce a fost ea, pentru că a fost mai mult decât soția unei celebrități. Incontestabil că în momentul în care s-a căsătorit cu Charles Lindbergh, aviatorul primul, acel star al anilor 1927, primul care traversează fără escală cu avionul, drumul, oceanul de la Paris la New York, era în presa vremii un star, era în presa vremii acel personaj adorat și iubit de o Americă întreagă, cunoscut și în Europa, ori o fată oarecum modestă, deși dintr-o familie înstărită de diplomați, modestă prin aspirațiile sale, atrasă de literatură până la urmă și cu minte educată strict, fără veleități neapărat care să o impună în viața publică, se căsătorește cu o celebritate. Ce înseamnă viața unei femei alături de un bărbat celebru? Înseamnă o serie de renunțări și în același timp o serie de provocări. Nu vreau să dezvălui din carte partea dramatică a situației, pentru că această celebritate îi conferă la pachet și foarte multă dramă pe care și-o asumă cu o demnitate și cu o liniște sufletească până la urmă demnă de admirat. Alt motiv pentru care să citiți această carte este pentru felul în care traversează și descrie drama femeii respectivă, pentru că ceea ce se întâmplă în carte, cuplul are mulți copii, se pare că soțul are la rândul său mai târziu și alți copii, sunt situații care se vor suprapune și care la un moment dat către sfârșitul vieții vor culmina prin a-i cere soției sale multă îngăduință și multă înțelegere și în același timp a face să-și dea seama că iertarea și acceptarea unei situații înseamnă adevărata puterea unui om, indiferent de sexul pe care îl are. Ce m-a mai atras în această carte de mine personal este felul în care a fost scris. Este o carte pe care o parcurgi de la prima și până la ultima pagină, fără să te plictisești, te citești ușor, are verb, are acțiune, are un dozaj fin între ce înseamnă dramă, ce înseamnă descriptiv. Știi
știe, autora știe când s-a peste acea pedală a dramei și a suspansului și în același timp să arate altruismul femeii pe care o prezintă, pentru că nu omenajează, îi prezintă atât părțile slabe cât și părțile puternice, dar ține neapărat atât în măsura în care citește și studiază jurnalele lui Anne M. Lindbergh, să spună că și ea, la rândul ei, deși însoțește soțul în zborurile sale, este posesoarea unui brevet de pilotaj. Este cea care știe să se orienteze după anumite coordonate aeriene pe care, la vremea respectivă, era un act de pionierat din partea unei femei. Este cea care îl va însoți pe soțul ei în zborul foarte lung, la acea vreme era un act de curaj din partea unei femei. Deci face o serie de acte din altruism, din dragoste și dintr-un curaj pe care îl are, pentru că se pare că în momentul în care Charles Lindbergh este atras de ea, este momentul în care ea se urcă, acceptă să se urce în avion alături de ei și să zboare împreună. El admiră curajul. El admiră curajul și din punctul ăsta de vedere, curajul, asumarea și liniștea pe care o conferă, pentru că cei doi formează o echipă grozavă în zborurile de mai departe, îl determină să considere că aceasta este partenera ideală de viață. Pentru el, bineînțeles. Rămâne să vă convinge singur dacă Anne Lindbergh a fost sau nu partenera ideală pentru acest star în anilor 20. Lucky Lindy, cum era numit în presa anilor 27, în momentul în care a traversat Atlanticul, repet, primul pilot care a traversat Atlanticul fără escală de la New York la Paris. Mulțumesc!